ultima zi de școală, elevii Colegiului Zinca Golescu din Pitești s-au reunit la Teatrul Alexandru Davila. Aici a avut loc festivitatea de absolvire pentru cele 10 clase terminale. Absolvenții s-au îmbrăcat în robe și au primit diplome de absolvire, gesturi care au marcat în mod simbolic încheierea liceului. Au fost niște momente atât de frumoase încât n-are rost să ne lansăm într-o melancolie și într-o nostalgie fără rost. Să ne bucurăm pentru că s-a încheiat ceva frumos și să va urma cu ajutorul lui Dumnezeu ceva și mai frumos. Deci pot să spun că mă bucur de moment din plin. Se sfârșește una din cele mai importante perioade din viața mea, dar în același timp începe și una dintre cele mai interesante. Va începe facultatea, va începe un nou timp de studiu, dar cu toate acestea, acești 8 ani vor rămâne cu mine în continuare. La momentul festiv au asistat și numeroși părinți, printre ei numărându-se și medicul Dumitru Dicu. Cred că mari emoții, pentru că să ai un copil care de 95 până la 12 în aceea clasă la Zinca Golescu să aibă numai note de 10 și în clasa aceasta cu este percep, care este cea mai bună, cea mai tare clasă, cu cei mai mulți copii laureați olimpici și șef de promoție, 4, 2 băieți și 2 fete în această clasă. Cred că trebuie să aducem mulțumire foarte mult de primul Dumnezeu, că ne-a ajutat ca să-i îngrijim pe ei, să-i aducem în stagul ăsta și profesorilor, conducerea liceului, care au depus eforturi foarte mari alături de eforturi acestor copii care au ajuns la acest nivel. Anul acesta, la Colegiul Zinca Golescu, au absolvit 286 de elevi. Este un moment de bilanț când vedem ce anume am făcut în acești 4 ani și când probabil că vom merge pe ideea că rezultatele au fost bune și foarte bune și îi felicităm pe absolvenții noștri.